O tânără din satul prahovean Berceni schimbă destinele a zeci de femei din comunitatea sa, oferindu-le șansa de a se reintegra pe piața muncii. Totul a pornit în urmă cu 7 ani, când Cosmina Pandele a aflat că mama ei, proaspăt disponibilizată, nu-și mai poate găsi un alt serviciu din cauza vârstei trecute de 40 de ani. De aici și până la a deschide un atelier de mozaicuri și cusut a fost doar un pas. De la un simplu proiect, Cosmina a reușit repede să transforme ideea într-o mică afacere, unde își găsesc un loc de muncă femei din Berceni aflate în dificultate. Împreună cu prieteni de-ai mei, cu voluntari de la fundația pe care o avem ca și parteneră, să spunem așa, ne-am gândit ce am putea să producem, care să fie și vandabil și să putem să creăm ceva care să aibă siguranță, să spunem așa, și am pus bazele atelierului. Atelierul are ca și angajați numai oameni care au probleme, care nu-și pot găsi un loc de muncă, oameni cu dizabilități. Din 2004, de când Cosmina a pus bazele fundației Second Chance, a reușit să dea o a doua șansă multor femei din Berceni care nu mai sperau să aibă un serviciu, aducând totodată și un plus de valoare artei handmade prin sute de modele de mozaic. Durează în jur de 2 ore și jumătate, ceva de genul. După care, după ce este placat modelul respectiv, îl chituim cu un chit special pe care se curăță și arată așa. Nu am gândit după 30 de ani de telefonie să ajung să lucrez mozaic care dă atât de bine peste hotare și este apreciat. Atelierul are în prezent 8 angajate. După sindromul ăsta Cushing, am fost operată de 3 ori la București și declarată bolnav cronic. Și asta mi-a dat orice șansă de a mai avea un loc de muncă. Aici a fost singura șansă care mi-a fost acordată. Georgiana, care are probleme de sănătate, care nu vorbește și nu aude, însă face lucruri minunate, lucrează croitorie și aici lucrează, face gentuțe. Ca să vii de la zahăr, făină și cartofi să cleștezi mozaic, a fost foarte greu, pentru că nici Constituția nu mă ajută, dar insistând și cu un pic de bunăvoință faci față în orice domeniu. Ca să faci... mâna bine acum. Sper să fie mulțumită și șefa. Pot continua studiile, da. A fost prima șansă acordată și am fost foarte mulțumită că mi s-a acordat această șansă. Altfel n-ai fi putut să-ți continui studiile? Poate că nu. Aveam deja o soră în facultate și e destul de greu. Mai ales fiind de la țară, transport, plus costurile facultății care sunt destul de mari și aici mi s-a acordat o șansă și... Alte 10 femei din comunitate beneficiază prin aceeași fundație de munca la domiciliu, acestea ocupându-se de împletituri.